Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Sportul Special. Bogdan Codruță sunt, vă salut încă o dată, vă invit să rămâneți alături de noi până aproximativ la orele 20. 19 și 50 de minute va fi momentul despățirii noastre, până atunci însă multe minute avem în față pentru a discuta un subiect interesant, un subiect pe care pentru prima dată îl abordăm aici la Sportul Special, tirul cu arcul, dragi prieteni, un sport nobil. Am titrat noi acolo pe burtieră, în josul micilor dumneavoastră ecrane. În colțul imaginii vedem o parte din auxiliarele acestei emisiuni, iată și un plan mai larg. Avem în această imagine și invitatul din această seară, unul cu totul și cu totul special, un om cu activitate sportivă complexă și diversă, domnul profesor Liviu Nanu de la Clubul Sportiv Școlar din Orășelor de Vede, profesor de basket acolo. Antrenor. Antrenor de basket, dar nu despre basket vom discuta în această emisiune, ci despre un sport de nișă considerat de mult, dar care a reușit să pasioneze multă, multă lume, chiar dacă el pare așa puțin, destul de puțin vizibil pentru opinia publică. Tirul cu arcul, dragi prieteni. Povestea tirului cu arcul, cluburi, situații, despre Federația Română de Tir cu Arcul vom discuta pentru că sunteți membru acolo, da, membru important. Consiliul director. Sunteți membru în Consiliul director. Sunteți președintele unui club important de tir cu arcul, tir sportiv cu arcul, clubul Atac din Orășelor de Vede. Da. Avem ce discuta în această după-amiază. O să vedeți și o serie de arcuri, săgeți și alte auxiliare din acest sport, o să încercăm să prezentăm cât putem din misterele și frumusețea acestui sport, să vedem cât vom reuși să transmitem din frumusețea tirului cu arc pentru telespectatorii noștri, pentru că este o misiune live, este o misiune de studio și atunci e mai greu transmit lucrul ăsta, însă suntem pregătiți, să știți, chiar dacă acum nu se văd. Avem câteva arcuri aici diferite și diverse pe care domnul profesor pe parcursul emisiunii o să ni le descrie. Bun, domnule profesor Liviu Nanu, mulțumesc în primul rând pentru că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc, mă simt onorat la dumneavoastră în studio, că pot să prezint acest sport și sper să fiu un interlocutor agreabil, dacă nu chiar interesant. Cu siguranță așa se va întâmpla, domnule profesor, pentru că subiectul este unul inedit și trebuie să facem o mărturisire pentru telespectatorii noștri. Ne-am întâlnit vineri la o tabără de recreere din Zimcea, unde am luat pentru prima dată contact direct și pentru prima oară am luat contact eu direct cu un arc de tir. A fost pentru prima oară când am încercat să eliberez câteva săgeți. Și senzația? Cum? Foarte plăcută. Foarte plăcut, asta m-a și determinat să fiu foarte atent la explicațiile pe care le-ați acordat acolo, la mini-concursul ăla ad hoc și de a vă lansa această invitație de a fi prezent aici cu diverse materiale legate de acest sport. Domnule profesor, haideți să încercăm să vorbim puțin despre istoria, să creionăm o istorie a clubului Atac. Este un club privat, club de tir privat din Orășelor de Vede. De drept privat. Când l-ați înființat, ce se întâmplă acolo la dumneavoastră, dacă aveți rezultate, dacă aveți și perioade mai bune, perioade mai puțin bune, dacă aveți necazuri, ofuri? Ne-am strâns un grup de prieteni prin anii 2009 și ne-am propus, chiar am putut să spun că am făcut un pariu cu noi înșine, să vedem dacă putem pune bazele unui club particular care să nu depindă de finanțare externă, o finanțare publică, și să încercăm să introducem sporturi inedite în teren. Noi aveam deja o experiență în acest sens și fac o scurtă paranteză spre să nu plictisesc. Artele marțiale în Orășelor de Vede, poate și în Teleorman, tot eu le-am adus în anii 79. Iar primul club de karate pe vremea aceea, neoficial, că nu se putea, l-am înființat în Orășelor de Vede în anul 1982. Anul când mă nășteam. Karate Oadoriu, stilul Oadoriu. După aceea, clubul s-a transformat în 85 în club de Ushu, Kung Fu, și au scos și campioni. Tot primul, să zicem, medaliat în artele marțiale telormănene, tot de la noi a pornit. Acum, sportivul este antrenorul lotului național de ușu tradițional și
multiplu campion național și medaliat european. E vorba despre Florin Gurbănescu. Cum era atmosfera asta când dumneavoastră 79-82 era ultimii ani ai regimului comunist? În care nu erau chiar ultimii, nu? Era ultima perioadă, ultima decadă, ultimul deceniu. Deja cenușiu cam se impregnase peste tot. Pe vremea aceea, s-o spune, chiar dacă în general România era cenușie, municipiul Roșilor de Vede fremăta de viață. Lumea, industria mergea foarte bine, multe cluburi, multe ramuri sportive își făceau simțită prezența la Roșilor de Vede. Acum lucrurile sunt puțin mai diferite, capitalismul a ucis pasiunea asta pentru sport. Dumneavoastră spuneați că oarecum clandestin ați făcut treaba asta și m-ar interesa cum putea să faceți arte marțiale clandestin, să dați și campion. Da, aveam o sală la Casa Tineretului, Casa de Cultură a Tineretului, în care desfășuram un cerc de gimnastică energetică. Așa era numit. Titulatura. Titulatura, da. De fapt, desfășuram cursuri de ușu. Dar până să fac aceste cursuri de ușu, până să... Primul club din... Tot la Casa de Cultură, fosta Casa de Cultură, unde spuneam că facem judo și tot așa, un fel de gimnastică. N-a venit niciun activist pe acolo, tovarășul? Mai veneau. Veneau, chiar au venit să vadă. Din fericire, au asistau la partea de început a lecției, când se făcea partea de încălzire, pe care am lungit-o până s-au plictisit și au plecat. Antrenamentul acela l-am ratat. Numai pe și aia chiar de... gimnastică energetică era. Da, da, da. Și acum, da, există și chiar o gimnastică energetică, dacă vorbim de Qigong sau de Tai Chi Chuan. Am și scris o cărticică despre Tai Chi Chuan cu aplicații în, aș fi vrut eu, în școală, dar se pare că n-a avut succes. Eu am încercat să aplic, cu mai puțin succes. Nu e un sport, sau e o activitate care la noi nu prinde. Cu origini orientale. Da, da. Ca și tirul cu arcul, dacă nu neapărat originalitate, dar foarte dezvoltat la ei. Ca să revenim la tirul cu arcul. Povestea trasului cu arcul, ca să mă exprim așa pitoresc popular, e una foarte veche, de mii de ani, și apariția arcului, spre exemplu, în societatea umană, a însemnat o revoluție în tehnica militară, strategia militară și așa mai departe. Și arcul a însoțit secole de-a rândul istoria omenirii ca element activ. Până la apariția armelor de foc, armelul de foc arcul a fost constituit arma personală cea mai eficientă. Și la vânătoare și în operații militare. Da. Am putea pentru anumite secole, multe secole, să avem ca grilă de citire a acelei istorii și a evoluției și povestea arcului, pentru că e foarte interesantă pentru diferite spații geografice. Mă, nu o să plonjăm că e atât până la antichitate, pe la mongol, pe la japonez, pentru că ar fi foarte interesant, dar în contemporanitate, ultimii zeci de ani, dumneavoastră, de ce v-ați apropiat de tirul cu arcul? Că putea să continuați cu acea direcție a artelor marțiale, să o dezvoltați, să o întăriți, v-ați plictisit? Acum cred că și dumneavoastră, poate fiecare, mai ales bărbații, nu? Copii fiind, și-au construit un arc, au tras copraștie, copraștia, au avut da, instinctul de vânător în ei. Da. Nu? Sau, așa și eu, am luat contact de mic copil cu arcul acela de lemn, Regin, care se vindeau în magazine. Niște arcuri de jucărie. De jucărie, relativ, da, ușurele, de loazir. M-am jucat un timp cu el, dar au trecut la un moment dat, nu s-au mai găsit aceste arcuri. Dar prin anii 2007-2008 am întâlnit un coleg, pe vremea aceea eram director la Clubul Sportiv Școlar, și la o întâlnire cu directorii, cu toți directorii din țară, am întâlnit un coleg de la Rădăuți. Singurul club, de fapt și în Iași mai este un club, singurul club, cred că era pe vremea aceea, de care avea și secție tir cu arcul. Și ne-a povestit foarte multe. Mi-a intrat deja ideea în cap. N-am putut să o realizez această secție la clubul sportiv școlar, dar personal am vrut să îmbrățișez sportul ăsta, să-i cunosc tainele, și așa am și procedat. Am urmat niște cursuri de inițiere, de instructori, apoi am urmat și școala de antrenori cu
pe specializarea tir cu arcul și cel mai mult, și de aici pot să spun că am învățat cel mai mult, de la antrenorul corean, maestrul Peter Suk, care printr-un program Olympic Solidarity coordonează și supervizează loturile naționale ale României. Am lucrat sub directa lui supraveghere și am învățat foarte multe din tainele antrenamentului antrenorului. Pot să spun că am scris și un studiu, am făcut un studiu cu elevii mei, dar la rugămintea maestrului, el nu va fi dat publicității curând. Pentru că sunt anumite... Păi ce conține, domn profesor, nu se poate publica? Da, sunt anumite moduri de predare, de așa, pe la care ține. Să zicem că este... Dar îl putem compara cu Octavian Belu. La... Nu dezvăluiește tainele meseriei. Cum e el, cât e Octavian Belu de titrat ca antrenor în gimnastică, cam așa este Peter Suk în tirul cu arcul. Este unul dintre cei mai buni antrenori coreeni și știm, sau nu știți, dar vă spun acum, coreenii, Corea de Sud este, deține recordul și sunt cei mai bine reprezentați în topurile sportivilor în tirul cu arcul. Iar cei care provin din alte țări și sunt acolo în top, în primii 10, au antrenori coreeni. Au trecut pe acolo, da, la, da, școala, deci, coreană. Da. Apropo de coreeni și de istorie, în perioada medievală, inventaseră un fel de catiușe semi-automate, săgeți, exact cu același tip de dispozitiv, săgeți foarte puternice, care erau lansate succesiv, erau niște care foarte, foarte ingenioase și care au făcut ravagii pe acolo, prin zona Asiei. Păi, asiaticii au avut... Coreenii, mongolii, asiaticii, sigur, coreenii au dus, au desăvârșit. Unde a apărut arcul, domn profesor? Nu greu putem, de spus. Nu putem spune. S-au găsit desene, poate, prin peșterile rupestre, da? Desene rupestre în peșterile din, și din Europa și din Asia. Dar celebrii l-au făcut, cred că, asiaticii, mongolii, tătarii care l-au... Sumerienii foloseau perșii, îl dezvoltaseră. Arcul acesta curbat, ei l-au dezvoltat și împotriva armatelor romane. Chiar au avut succes. Apoi englezii cu arcurile lor specifice, cu longbow-urile, da? Arcuri foarte mari, puternice, cu săgeți grele. Să nu uităm că ele nu erau foarte precise, dar fiind câteva mii de arcași, da, se lansau noruri de săgeți și atunci... făceau prăpăd, se știe. Da. Aveau rază 500 de metri, un kilometru? Nu. Deși se trage și la 800 de metri, sunt arcuri care pot să... Nu mai sunt atât. Letale la distanță. Da. În Turcia, de exemplu, există recordul în fiecare an, există o piatră inscripționată cu cel care a tras în anul respectiv, care a făcut record cât a tras de acolo până acolo și sunt și distanțe foarte mari. Dar nu, un arc ducea totuși și un arc bun, un arc puternic, în jur de 3-400 de metri. De aceea, cu acțiune letală, cu efect letal. Da, ținând cont că ele veneau și aveau balista așa și cu greutatea săgeții, străpungeau platoșele și făceau avagii. E, de aceea au avut englezii, prin arcașii lor, au avut succes în bătălia între Franța și Anglia. Războiul de 100 de ani. Și prin aceste arcași, pentru că și francezii aveau arbalete. Da, arbalete nu băteau cât arcurile. Erau mai precise pe distanțe scurte, da, da, dar... 200 de metri acolo, 200 de metri. Ei, arcașii au decimat cu asta. Deci, asta, din punctul ăsta de vedere al luptei, au avut un rol important. Al vânătorii încă se practică. Deci, a fost legiferată vânătoarea cu arcul. La noi nu. La noi nu, dar la nivel internațional. Este... Cu reguli stricte. Da, este legiferată în anumite țări din Europa, la noi nu este încă, dar am văzut că se fac niște demersuri în sensul ăsta. Nici nu pot să spun dacă va fi bine sau va fi de vânat. Bănuiesc că se vânează cu orice, că se braconează. Da. Nu vorbim de braconaj, vreau să spun că probabil se folosesc și arbaletele sunt de aceea arbaletele au și alt regim față de arcuri.
un arc nu poți să vânezi decât sportiv. Nu are eficiența unei arbaleți sau unei arme de foc. Nu poți. Da, și sportiv numai cu anumite tipuri de arcuri, cum e acel de acolo, compound, dar la noi nu. Și sunt români care fug în Ungaria pentru o partidă de vânătoare cu arcul. Da, bă, Ungaria e mai aproape de, de trendul european. Nu știu dacă e bine sau rău. Poate, dar... eu, dacă vreți o părere personală, eu... Ați vânat cu arcul, mă mărturisesc. N-aș vâna. N-aș vâna decât dacă ar trebui să-mi asigur hrana din... N-aș omor un animal decât dacă aș ști că trebuie să, să-l mănânc, pentru că altfel nu se poate. Nu am altă alternativă. Până în alta nu cred că o să ajungem chiar așa. Dar există, din fericire, există în cadrul tirului cu arcul, există o competiție, ea se numește 3D și țintele sunt sub formă de animale, tot așa din spumă. Facem o mică pauză pentru că avem un filmuleț, ne-ați dat un filmuleț. Da, dacă regia este, este pregătită, facem o mică pauză ca să intre filmul și apoi să, să comentați, să-mi spuneți unde s-a întâmplat treaba, cu ce ocazie și sper, avem imaginile, iată-le. Domn profesor, ce vedem? În 2012, Clubul Atac a organizat o etapă de campion național, trofeul federației s-a numit, în pădurea Vedea, de lângă Roșiorii de Vede. Au venit mai mult decât mă așteptam, totuși ar fi putut să vină mai mulți, dar era foarte cald, probabil din cauza căldurii, unii erau plecați pe litoral, la munte, se vede în vacanță, da, foarte cald. Au venit însă suficient. Uitați pe domnul Cristian Iepure, în negru, și pe fostul prefect al județului Olt, Eugen Ionică, care e medaliat la un festival internațional de tir, un fel de campion mondial de tir cu arcul tradițional. Sunt arcuri tradiționale, se trage și barebow, se trage și, o să vedeți, și compound. Sunt și colegii ai dumneavoastră din aici? Alexandria. Nu, aici nu, încă nu erau, dar o să-l vedeți pe... Noi avem un filmuleț, nu e atât de lung ca cel pe care ne-ați dat dumneavoastră inițial. Am luat câteva... Asta e finala, da? Finala. Câteva cadre pentru a comenta puțin pe ele. Deci asta este o competiție de... Acela longbow, vedeți? Da, era un... 3D. 3D, vedeți animalele. Da, am văzut mistreț, o pasăre. Mistreț, căprioară, urs, veveriță, în sfârșit. Sunt în funcție... Da, cred că e un mod extraordinar de a-ți petrece. Iată, și aici din, era și din mers, partea distractivă, da? Da, din mersul cu sfârșitul competiției. Acel care trage cu arcul este Bogdan Buzu, care întotdeauna ne-a dus clubul nostru în primele, prin medaliile lui, în primele cluburi telormănene, în primele 6 cluburi. Este membru al clubului Atac. Și, și el a contribuit, iar el personal este în primii 20 de sportivi telormăneni. Da, un sport cu, cu o complexitate, vă spuneam, nebănuită la prima vedere pentru un profan. Un profan, în rândul că în categoria profanilor intrând și eu, pentru că, așa cum am mărturisit mai înainte, știam foarte puțin despre tirul cu arcul, știam că există o federație, că există niște competiții, dar văzut la televizor, nu-i prinzi farmecul. Și de asta vă mai pun o întrebare și apoi trecem puțin să exemplificăm, pentru că timpul o să fie scurt, o să vedeți în, în această emisiune. În România, când a devenit sport oficial tirul cu arcul? Când a început el să se organizeze, să, să apară, când a apărut federația, cluburile, cum stăm la momentul actual cu ele? Nu, federația inițial a fost o singură federație care s-a despărțit în urmă cu 20 de ani, aproximativ 20 de ani. A fost federația de tir, care era și tir cu arcul, pistolul. Apoi s-a devenit federația de sine stătătoare. Există aproximativ 30 de cluburi care afiliate federației, care desfășoară activități în calendarul sportiv. Atacul este printre ele. Da, da, sigur. Noi suntem un club bine reprezentat aici. Am avut și sportiv participant la campionatul mondial în Sardinia cu 2 ani, în 2013, și multe medalii la copii și juniori, mai ales. Domnule profesor, în afară de dumneavoastră care conduceți acest club Atac, mai sunt și aveți asistenți acolo, profesori, instructori care
Sau sunteți... Nu. Am câțiva colegi care au asistat, au fost la un curs de inițiere, dar nu au timp să mă ajute. Cam singur îmi desfășură activitatea. În afara programului, bineînțeles, ca un... Cum e viața clubului? Ce activități aveți acolo? Grupe? Care sunt categorie de vârstă cele mai bine reprezentate? Nu avem mulți sportivi. Ei vin, selecția e permanentă, vin, rămân puțin, vin mulți și rămân puțin. În roșiori de vede, vreau să spun. Orașul nici nu dispune de o populație... Asta vă spun. Nu mai este ca în 82, da. Când populația... Dar am câțiva copii și juniori care au potențial și ei se antrenează bine. Însă avem sportivi legitimați la noi care activează în alte localități din țară, în București, în Spania chiar. Așa, dar ei sunt legitimați la noi și concurează în numele clubului atunci când e cazul. Bun, da. Facem o mică pledoarie pentru părinți, de ce să-și trimite copiii la un sport și dacă tot e decizia foarte înțeleaptă și benefică de a-ți trimite copilul în mod organizat la un sport, oricare ar fi el. Să vedem de ce ar fi bine să te gândești puțin și la tirul cu arcul. Și avem aici o întreagă listă. Deci așa, tirul cu arcul poate fi practicat de oricine, chiar și de persoane cu dizabilități severe. Disciplina poate fi urmată și de cei care și-au pierdut vederea complet, asta e interesant, existând echipamente speciale tactile prin care aceștia pot trage cu săgeți la țintă. Sunt competiții speciale pentru cei cu dizabilități. Avem și noi în țară și există chiar la noi în județ, în turnul Măgurele, există câțiva sportivi cu dizabilități, dar ei sunt legitimați la alt club. Din București, la un club din București. Aflăm lucruri interesante. Bun, mergem mai departe. Este un sport solicitant atât fizic cât și mental. Întărește concentrarea, flexibilitatea și atenția copilului. Majoritatea arcașilor au o formă fizică foarte bună, partea superioară a corpului dezvoltându-se foarte armonios. Fac o mică paranteză. Domnule profesor, în pregătirea pe care o faceți dumneavoastră acolo, în calitate de antrenor, copiii care vin la clubul Atac în Roșiori de Vede, în afară de trasul propriu zis și tehnica trasului cu arcul, pe diferite tipuri de arc, tipuri de țintă, concursuri diferite, aveți și metode de pregătire auxiliară care să-i... Da, da. Cum ar... sigur. Ce înseamnă pregătirea unui tânăr arcaș? Sigur. În primul rând... Un arcaș trebuie să aibă un bagaj motric vast. Da, trebuie să aibă calități motrice dezvoltate, pentru nu numai forță, chiar și viteză. Deși pare un sport lent, îi trebuie anumită viteză. Și vă spun, vă întrebați unde, la ce trebuie viteză. Că doar săgeata are viteză, declanșarea e lentă. Gândiți-vă că un arcaș trebuie să tragă 6 săgeți într-un timp limitat. Gesturile de a extrage săgeata din tolbă, de a o pune în coardă și a ochii, aceasta poate să te ducă undeva, poți să ratezi a 5-a, 6-a săgeată, dacă să pierzi, dacă nu le faci repede și în timp util. Mai sunt și cazuri în care poți să tragi și te îngreunează condițiile meteo. E vânt, ploaie și cu atât mai greu să lucrezi. Dar forța este un sport psihomotric, deci și mentalul participă la acest sport. Forța foarte mult și izometrie multă. De aceea, condiția fizică, pregătirea fizică trebuie să fie consistentă și asta începe încă de la copilărie. Copilul, în general, care nu e deprins cu astfel de mișcări puțin... ciudate pentru el. El e obișnuit să alege după o minge, dacă se poate. De aceea, noi folosim și sporturi complementare pentru pregătirea lor. Dați-mi exemplu de un sport complementar. Basketul. Basketul, disciplina dumneavoastră de bază. Da, să știți că eu câțiva copii am luat, care nu aveau calități pentru basket, s-au dovedit foarte buni arcași. Iază de profilat. Da. Sau au reușit, unii practică și în același timp. Și una și alta. Mergem mai departe. Am vorbit despre pregătirea complementară. Vorbim acum, trecem la un capitol mai contundent, așa, cu banii.
Un alt avantaj am aici în lista al tirului cu arcul este faptul că nu este deloc un sport scump. Un arc pentru copii costă între 200 și 700 de lei, adică între 2, traduc, între 2 milioane de lei vechi și 7 milioane de lei vechi, iar săgețile de concurs pot fi achiziționate și cu 100 de lei. Mai sunt necesare o husă pentru arc, suport pentru săgeți, ținte și mănuși speciale. Acum, sumele fiecare le analizează conform propriului buget personal. Eu v-am și adus ca să vă exemplific. Avem câteva. Este un sport scump? Este într-adevăr un sport scump? Mie mi se pare la prima vedere destul de așa cum ați și întristețea generală dumneavoastră, pentru inițiere nu e scump. Pentru faza de inițiere și pregătire, hai să zicem, un an, doi a sportivului, nu este. El devine scump pe măsură ce cresc performanțe sau se așteaptă performanțe. Pe măsură ce sportivul are așteptări de la el sau clubul are de la sportiv, antrenorul, atunci și materialele contează, calitatea lor. Dar pentru inițiere e suficient un arc, uitați acesta. Haideți să-l vedem. E un arc mic, mic pentru copii. Da, ia să-l prezentăm. Să vedem dacă putem și focaliza. Un arc mititel, el costă 330 de lei. 3.300.000. Dar sunt și mai ieftine. Acesta este un arc foarte bun pentru inițiere. Cu el trage un copil de clasa 0. De clasa exemplu. 0. Poate să-l întindă și trage... Adică 6 ani, 5-6 ani. Da, da, da. Da. Și poate, cu el poate să continue până la clasa 3-4-a cu același tip de arc. Să zicem că mai schimbi lamele, le îngreunesc puțin. Săgețile rămân, cu săgețile sunt și consumabile. La început mai le mai rup, ratez, mai le ratez, da. Mai le dar ele sunt ieftine. Aceasta este, de exemplu, o săgeată de lemn destul de ieftină, dar nu este... E de concurs, totuși. Din cedru este. Da. Pene naturale. Din tolba aici, care este cea mai ieftină și care este pentru micuții arcași? Acestea, să zicem, sunt niște săgeți din fibră de carbon. Ușoare? Da, ușoare, ușoare. Eu le folosesc pentru începători copii, dar și pentru copii care au tras cu aceste săgeți, copii care au câștigat medalii. Cu acest tip de săgeți, care nu sunt foarte scumpe. 18-20 de lei aproximativ. Sunt și săgeți mai scumpe, vedeți că și ele sunt mai ușoare, au altă, da? Săgeți mai scumpe, asta nu are vârf, de exemplu, dar îi lipsește vârful. Dar sunt și mai precise. Deci calitatea lor pe măsură ce prețul crește. Acestea duc la 50-60 de lei, 100 de lei, să zicem, săgeata poate să ajungă și la 200 și ceva, săgeata la nivel de cea mai bună calitate. Da. Deci există și seturi de săgeți la 400 de euro, 12 săgeți, cu care trag în general când ajungi senior, campion sau junior în loturile naționale și atunci investiția o face... Clubul. În general, clubul sau federația, dacă e cazul. Eu citesc fiecare paragraf aici cu această listă de argumente în favoarea tirului cu arcul, așa ca un prodom pentru părinții care caută un sport pentru proprii lor copii. Și am vorbit despre latura financiară, ne-ați exemplificat câteva chestiuni aici. În Telorman, există vreun magazin? Nu există. Și de unde le achiziționați? Apelează la un specialist? Eu le achiziționez în general online. Sunt niște magazine online la noi în țară, bine aprovizionate cu tot pentru felul. Pentru că e și riscant. Dacă vine un novice, are două întâlniri cu dumneavoastră, mă zice... Eu nici n-aș recomanda și chiar... E nevoie de un specialist. Aș sfătui pe cei care ar dori să se înceapă să practice acest sport să nu-și cumpere echipament până nu vede, până nu pune mâna pe el, până nu capătă o brumă de informații de la un antrenor. Pentru că nu e, riscul este să dai un ban degeaba. Să nu-ți placă tipul de arc, să fie prea ușor, prea moale sau foarte tare, să nu-l poți controla. Și atunci e bine să știi cam ce ți se potrivește, să ai senzația, să ai prima experiență și după aceea să te hotărăști asupra cărui tip de arc să te orientezi.
Mergem mai departe, domnule profesor. Tirul cu arcul poate fi practicat atât în aer liber cât și în sală și este un sport recreațional și social, ajutând la întărirea încrederii în sine. Copiii pot să înceapă să tragă de la vârsta de 6 ani și pot crește învățând valorile acestui sport. Două puncte avem aici, răbdare, siguranță și concentrare. Întrebarea mea, domnule profesor, clubul Atac, unde își desfășoară întâlnirile de lucru și de antrenament? Da. În aer liber și în sală. Și în aer liber și în sală. În aer liber avem pe raza stadionului municipal, avem un loc al nostru unde mai izolat, unde putem V-ați să... V-ați amenajat un mic poligon ad hoc. Da, nu îi se zice poligon, dar hai să zicem, să-l denumim și altfel, de astfel, deși nu e, e impropriu spus nu poligon. Nu e termenul exact. Da. Este un loc acolo unde, e, mai ales copiii, începătorii, ei n-au nevoie de distanțe mari. În aer liber, copiii trag la maxim 30 de metri și juniorii 50 de metri. Se găsesc locuri. Mai e... Avem și pădurea aproape, mai facem și antrenament la pădure, deci găsim. Iar în sală avem, prin bunăvoința directoarei și a administrației locale, avem, ne putem desfășura activitatea în sala Casei de Cultură a municipiului, care e suficient de mare pentru un concurs indoor. Concursurile indoor, vă spun, se desfășoară pe distanță standard de 18 metri. Deci o sală am putut găsi. Din păcate, e greu să găsești într-o sală pentru că sunt multe alte activități, să găsești poziții ca să... Din câte știu, e vreo sală în Telorman special amenajată pentru practicarea acestui sport? Sau nu, cum ar arăta nu trebuie o sală specială nu. Pentru... Nu există săli speciale. Da, la Coreen poate, sau la Lozana, cum se... un proiect foarte interesant pentru o sală numai dedicată tirului cu arcul, dar e o sală, orice sală obișnuită care are 20 ceva de metri lungime pentru a putea trage indoor și de pregătire și ca să poți desfășura și un concurs, să poți pune acolo măcar 10, 12, 14 panouri. Deci orice sală didactică, cum sunt acestea, o sală de sport de școală generală poate fi amenajată pentru găzduirea unui concurs? Sigur, sigur. De începători, ales, de copii? Mai ales, păi, toate concursurile noastre indoor sunt pentru începători. Mai ales de copii și juniori, dar și cele pentru seniori se țin în sală de sport. De, da, la București, de exemplu, avem o sală de sport, există o sală de sport a unui club, clubul la Ares, prin militar, unde... De obicei se țin campionate naționale, dar nu numai acolo, și în polivalentă. Nu vorbesc de polivalentă, că s-au ținut și acolo o sumă de concursuri. Dar sările didactice pot asigura condiții. Din păcate, în Alexandria am încercat un loc să fac, nu am reușit să găsesc o sală sau o hală undeva de pregătire, nu neapărat de concurs, în care să... N-aveți vreo filială pe Alexandria? Aș fi vrut să fac. Am sportivi aici legitimați, alexandreni, care săracii se plâng că nu au unde să... Am câțiva colegi care trag cu arcul. I-ați cunoscut. Unii bine. Mă rog, după standardele mele. Acum i-am cunoscut pentru că sunt chiar legitimați la clubul Atac. Sunt membrii clubului Atac. Sigur că i-am cunoscut. Și ei mi-au povestit că este o sală sub tribuna stadionului municipal. E în reparație acum. Și acum e în reparație. Da. Acolo aveam, prin amabilitatea Direcției pentru Tineri și Sport, am avut acces acolo. Însă acum se pare că ea este în renovare și nu se mai poate... Este un lucru bun dacă se renovează. Da, nu știu. Da, în fine. Am putea. Ne străduim să găsim. Din păcate, vă spun, pentru că am găsit mai departe de Alexandria, mi-ar fi convenit să vin în Alexandria, dar probabil o să, în weekenduri, mă voi duce la Craiova, unde am găsit o sală, o hală, de 350 de metri pătrați, aproximativ, pe care am închiriat-o și acolo o să înființăm o sucursală. Avem băieți care trag, unul s-a ieșit legitimat la noi și ei se ocupă de partea administrativă, iar eu mă voi duce atunci când voi face selecție la copii și să fac instruirea copiilor, bineînțeles, pe măsura timpului meu liber.
weekenduri mai ales. Mai găsim un motiv, încă un punct pe lista pledoariei pentru tirul cu arcul, în special pentru cei mai mici dintre arcași. Riscurile practicării tirului cu arcul sunt minore, asta aviz părinților. Majoritatea problemelor apar în zona degetelor, care trebuie să întindă coarda, și a umerilor și a coatelor. De asemenea, spatele poate avea de suferit din cauza unor accidentări, fiind foarte solicitat în timpul tragerilor. Da, nu pare un sport supus unor riscuri majore. Fotbalul e full. Nu știu câte accidente au fost în tir cu arcul, eu nu cunosc decât poate accidente... Să te lovească vreo săgeată rătăcită. Așa, individuale, când nu respecti anumite reguli. Dar nu există. Mai multe accidente sunt în volei, unde e sport non-contact. Dacă s-ar face un top al... Și s-a făcut o statistică, de aceea vă vorbesc. Al sporturilor, al numărului de accidente, voleiul e pe primul loc. Cu fracturi? Ce nu, prin întorse mici și accidente, nu foarte grave, dar așa. Foarte dese. Da. Dar tirul cu arcul, atunci când se respectă și se lucrează sub îndrumarea unui antrenor, unui instructor, nu există riscul acesta. Poate atunci când se rupe, dar mai rar să se rupă vreo săgeată, dar asta din atenția sportivului, ea nu se rupe singură, se dă semne înainte. Ea trebuie controlată înainte și... Sau... Bun, o să vă invit acum ușor-ușor să prezentăm câteva tipuri de arc și avem colegul de la cameră care o să ne dea o mână de ajutor la propriu, pentru că noi nu vedem aici în dumneavoastră, domn profesor, rămâneți pe scaun, că suntem conectați la valiere și atunci oricare tip îl prezintă domnul... Adun tradițional, ăla, da. Așa, cu atenție și iată, domnule profesor... Imediat o să focalizăm pe dumneavoastră. Acesta este un arc tradițional, da? Marca Samic, un arc corean. Se numește arc takedown, modelul takedown, pentru că e din bucăți, da? Se asamblează. Are două lame. Acestea. Uh-huh. Cine și... poate trage cu un astfel de arc? Pentru ce categorie de vârstă? Nivel bine, de la forța, e arcul meu personal, cu el am obținut medaia de argint în 2013 la campionatul național 3D la Balvanes. Un arc foarte bun, foarte echilibrat. E un arc bun, da. Doamnelor și domnilor. E un arc bun. Foarte bun. Costă cam, prețul lui este cam 800 de lei. Dar merită, și merită. Bani. Sunt și mai scumpe, este un arc. Sunt și mai ieftine, un arc bun la prețul lui. Și în concursurile de arc tradițional, atunci și obligatoriu se folosesc numai săgeți de lemn. Dar cu el pot fi, poate folosit și la alt tip de concursuri, nu ca arc tradițional, ci și la arc berbo sau instinctiv, unde pot folosi și săgeți de carbon sau lumină. Adrian, hai să mai vedem un tip de arc, imediat, domn profesor. Avem o emisiune interactivă una peste alta, vă spuneam că la sportul subspecial se întâmplă tot felul de lucruri interesante. Haideți să vedem acela, că parcă ar fi o variantă mai rustică a armei din Terminatorul lui Arnold. Ia să vedem și acum să avem puțin răbdare până când camera va veni pe dumneavoastră. Să facem loc aici și să... Ne arătați dumneavoastră, domnule Acesta profesor. Este un arc recurve olimpic. Deci e un arc de concurs. Și aici... Vedeți că are și el tot așa, cross, lame... Și prin acest pozitiv este săgeată? Nu. Acesta se înșurubea, se scoate. Este un stabilizator. El preia vibrațiile... Am crezut că aveți pe aici cu 4 săgeți. Nu. Când se trage, apar vibrații în cross, el atenuează vibrațiile și îi dă o anumită mișcare de rotație prin la Olimpiadă greutatea. E sport olimpic. Da. Bine, el e simplu. Aici mai vin două stabilizatoare mai mici, laterale, pe care nu le-am adus aici. Are și un sistem de ochire și un clicker. Vedeți? El stabilește exact lungimea la care se întinde arcul. Când săgeata trece de acest clicker, atunci ea este eliberată. Aveți grijă, domn profesor, nu. Să nu rănim pe cineva. Să nu rănim pe cineva. Vedeți? Asta este. Când săgeata e întinsă. Am înțeles.
Da? E matematică atunci, pură, ce să mai... Da. Păi să știți că este un sport în care știința legile balistice sport, sunt la mare cinste. Da, da, da. Totul se reglează în funcție de distanță, în funcție de puterea arcașului. Săgețile sunt alese în funcție de puterea arcului și puterea arcașului, puterea de întindere pe care o are. Pentru că de aceeași, la acest arc, un arcaș de 1,50 m înălțime îl întinde la o anumită forță, un arcaș de 1,75 m îl întinde mai mult. Și deci atunci folosește alt tip de săgeți și altă lungime. Deci atunci devine mai scump, pentru că trebuie săgețile personalizate, individualizate pe sportiv. Da? El crește, la un an trebuie schimbate, juniorul crește. Bun. Mai vedem un tip, Adrian. Da. Ultimul, asta e și mai spectaculos. La prima vedere pare un element, un instrument de tortură. Imediat o să-l vedem. Sunt foarte multe tipuri de arc în concursuri și pentru petrecerea timpului liber sunt și arcurile tradiționale, acele dintr-o singură bucată, ca Robin Hood. Da, asta e mai futurist așa, mai din lumea Cyberului. Da, e un arc mecanic, dar e altceva. Dacă arcul precedent se numește olimpic și este singurul acceptat în la Jocurile Olimpice, acesta este un arc compound sau compus sau mecanic, cum vreți să-i spuneți, un arc cu multă mecanică și multă inginerie pe el. Vedeți, sistemul de ochire deja este cu lupă, are lupa aceea, n-ai voie să folosești lupa la arcul olimpic. Alt sistem de ochire mai mare. Stabilizatorul, el e dotat acum cu accesorii aproape de vânătoare, acest arc. Sau pentru 3D, poftim. Pentru așa. Concursuri... Da. Mai puțin sistemul de ochire, care este pentru target. E un sistem cu came, el se trage pe un release mecanic. E mai complicat puțin. Se lungește, nu-l întind acum, dar se lungește și de aici se eliberează dintr-un declanșator. Pentru că nu poți să-l tragi, sau îl tragi odată cu degetele, a doua, a treia, gândiți-vă că într-un concurs se trag 144 de săgeți. Este și el arc de concurs, dar nu olimpic, nu omologat? Nu olimpic, dar sunt cupe mondiale, sunt concursuri pentru el, concursul de target, dar ele sunt folosite foarte mult și în vânătoare, acolo unde e permisă vânătoarea. Ați observat în emisiune de vânătoare, că în general aceste arcuri se folosesc. Pentru că sunt mai puternice. Sunt mai puternice, mai precise și au rezultate mai bune. Avem și în Alexandria doi arcași care posedă așa ce legitimați la clubul nostru și posedă astfel de arcuri. Cam cât costă, domnule profesor, astfel de... Un arc, acest arc, de exemplu, costă fără accesorii între 600 și 700 de euro. Sunt și arcuri la 1500 de euro, dar acesta așa atât costă. Accesoriile sunt și ele destul de scumpe, aproape că îi dublează prețul. 1500 de lei costă un sistem de ochire, tot ca aproximativ 1000 de lei un sistem de stabilizator, nu acesta, asta e ieftin. Sistem de stabilizator asemănător cel olimpic. Pe urmă, acest release, care și el este destul de scump, poate să coste 400, poate 800 de lei. Și săgețile, care sunt mai pretențioase, vedeți, acestea sunt săgeți de carbon, puțin mai groase, săgeți pentru aripioare mai scurte, pentru acest tip de arc. Da? Și mai puternic, el trebuie să reziste contactul. Forței, da, forței de... Da. De lansare. Da. Are și un... Cine poate trage cu un astfel de arc? Pentru că oricine, sunt și arcuri. Ele pot fi reglate. Au o plajă destul de largă. Unele presupun că nu un începător nu poate să... Ele se reglează, se setează forța lor. Foarte complicat. Acesta, de exemplu, este reglat la 50 de lipși sau pounds, în sfârșit. E sistemul imperial. E forța maximă permisă în concursurile oficiale. Dar el poate fi reglat și la 70 de... Sunt și arcuri care pot fi reglate la 100 de lipși. Alea, general, pentru vânătoare, pentru vânătoare animale mari. Dar nu, în competiții nu se folosesc arcuri foarte puternice, pentru că nu este distrug țintele și nu... Adrian,
Mulțumim. Da. Bun. Domnule profesor, cred că suntem pe finalul emisiunii. Nu am primit ultimul avertisment. Academia Olimpică Română, filiala Telorman, dumneavoastră sunteți președintele ei. Director. Directorul ei. M-au obișnuit cu titlul de președinte la dumneavoastră. Dar onorific. Nu sunt, nu e o funcție... Nu sunteți remunerat. Da. Dar tot director. Ce faceți la această Academie Olimpică Română? M-am documentat eu aici în privința activității generale. Promovează olimpismul, spiritul, ajută sportivii. În 91 a fost ea înființată. În țară. În România. România. Și este o instituție a comitetului... 2004 în Telorman. 2004 în Telorman. Deci să spunem o singură propoziție despre Academia Olimpică Română. Este o instituție a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, organizată în conformitate cu principiile Cartei Olimpice, Statutului COSR și a Statutului propriu. Principalul său scop reprezintă afirmarea și promovarea ideilor generoase ale olimpismului, a spiritului și principiilor olimpice în activitatea sportivă din România. Cred că este un enunț care le înglobează pe toate. Ce faceți în Telorman? Sau cine mai este alături de dumneavoastră în această filială? Da. Filiala Telorman, ca și orice filială, e structurată pe cercuri olimpice, cercuri olimpice care funcționează în școli, acolo unde un profesor coordonator, care nu trebuie să fie neapărat de educație fizică, își ia o mână de copii, formează o structură care se numește Cerc Olimpic. Există și Clubul Olimpic. Noi încă n-am reușit să înființăm în Telorman un club, e puțin mai pretențios, trebuie să aibă și un sediu și o altă activitate, dar avem în vedere. Deocamdată încercăm să lărgim, să mărim numărul de cercuri în școli, în tot județul. Avem, în general, în zona Roșiori, în comunele din zona Roșiori, și în Roșiori există cercuri olimpice, pentru că acolo este și sediul, acolo s-a înființat. Academie. Da. Din păcate, în Alexandria n-a reușit decât la o singură școală, la două școli să înființez, dar nu funcționează. Unul dintre profesori e aici la pensie și n-avea nimeni. Trebuie să reluăm. N-a preluat nimeni ștafeta. Da, n-a preluat. Însă avem o bună colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Da. Mai ales prin doamna director al Direcției Județeană, doamna Mariana, care este și secretarul filialei. Așa. De curând este noul secretar al... De curând, sper, pentru că știam alt nume, tot, da, o doamnă era. Și sper să ne ajute în sensul ăsta. Avem însă activități culturale. Avem concursuri, sunt concursuri naționale, jocurile olimpice în imaginația copiilor, unde participăm și avem rezultate cu copiii din Telorman, și un condei numit Fair Play, unde la fel avem rezultate. În 2007 chiar am fost cea mai bună, prin acest rezultat, cea mai bună filială din țară. La condei? În general, la toate, că era și un concurs, acum nu se mai ține decât la nivel județean, atunci se ținea și național, pentatlon olimpic. În 2012 cred că a fost ultima ediție. Domnule profesor, suntem ceasul tică. V-am spus că o să treacă repede. Am lăsat lucruri neprezentate, cărți, multe de specialitate în limba engleză. Există o documentație. Luna viitoare, nu? Pe 12 octombrie 2015 aveți o invitație la ora 18 la Palatul Elisabeta, venită din partea Alteței Sale Regale Principe Radu, pentru o consfătuire a Federației Române de Tir cu Arcul, acolo unde sunteți membru în conducerea ei. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Timpul este foarte scurt și eu încerc să-mi iau la revedere, încât să nu intru peste publicitatea aferentă fiecare ore de emisie. Da, s-a terminat. Suntem deja pe publicitate acum. Dragi prieteni, a fost profesorul Liviu Nanu, profesor antrenor, președintele la clubul de tir cu arcul ATAC. Am vorbit despre noblețea acestui arc, de acestui sport. Poate mai multă lume se va îndrepta către el. Săptămâna viitoare ne orientăm puțin spre o zonă fotbalistică a județului mai puțin frecventată de noi, vorbim despre Liga 6-a. Lucruri interesante. Rămâneți cu noi, dragi prieteni. Bogdan Colță vă mulțumește pentru atenție. Rămâneți pe Media Sud, urmează știrile în câteva minute. La revedere!